Bine ați venit! În clipul de astăzi vom rezolva împreună subiectul întâi din testul 17 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de bacalaureat profil de Info. La exercițiul întâi avem o ecuație și trebuie să arătăm că dacă are loc prima, trebuie să aibă loc și a doua. Mai departe avem o funcție și trebuie să arătăm că f de x plus 1 pe 2 este f de x, apoi avem o ecuație exponențială mai departe să aflăm o probabilitate la exercițiul 5. Să demonstrăm că punctele D, și nu sunt coliniare, urmând ca la 6 să demonstrăm o inegalitate. Mergem la exercițiul 1. Să scriem datele. Avem Z pătrat plus Z plus 2 egal 0 și trebuie să arătăm, bineînțeles Z e un număr complex, și trebuie să arătăm că Z la pătrat plus 4 supra Z pătrat este minus 3. Mai scriu încă o dată relația. De obicei, într-o astfel de relație, este bine să scoatem ceva, să vedem cu ce ar fi fiecare termen egal, cu ce ar fi atât z pătrat egal de aici și cu ce ar fi egal în mod clar și z-ul. Și atunci, voi scrie în partea dreaptă, dacă vrem să aflăm pe z pătrat, înseamnă că trebuie să-l scădem și pe 2 și pe z, asta înseamnă că z pătrat este minus 2z, minus 2 minus z, iar dacă vrem să-l aflăm pe z, z va fi minus 2 minus z pătrat. Le voi lăsa aici și poate le vom folosi pe parcursul exercițiului. Acum, pentru a ajunge de la această egalitate la egalitatea de mai sus, este clar că dacă am încercat să aducem la același numitor, dacă am. Îl amplificăm pe Z la a doua cu Z la a doua, trebuie să obținem cumva un Z la 4. atunci trebuie să facem ceva pentru a ajunge de la relația noastră la Z la 4 și anume să ridicăm la puterea a doua sau să înmulțim relația cu un Z la 2, avem ambele variante potrivite. Dacă ridicăm relația la puterea a doua, ar fi indicat să nu o ridicăm în forma asta, ci să mutăm doi dintre termeni, astfel încât în partea stângă, spre exemplu, să obținem Z la 4 și atunci ne vom folosi de relația 1 pe care o să o mai scriu încă o dată. Ridicându-l la puterea a doua, vom obține z la a, a patra egal cu minusul dispare de la amândouă, și atunci avem 2 la a doua e 4, dar haideți să nu scriu direct în felul acesta și să vedem de ce dispare minusul. Pentru că dacă îl dau în față, el practic arată în felul acesta: minus pe lângă z plus 2, totul la pătrat. Și minusul la puterea a doua eu știu de fapt că se transformă în plus. Asta înseamnă că z la a patra va fi z plus 2 totul la a doua. Și atunci z la a patra este 4 plus 4z plus z la pătrat. Observăm că relația pe care o avem noi de demonstrat nu conține z simplu. Și atunci îl vom înlocui pe z cu cât am aflat că este pentru a ajunge într-o ecuație în care să avem doar z la a patra și doar z la a doua. Asta înseamnă că Z la 4 este 4 plus 4 pe lângă minus 2 minus Z la 2 plus Z la pătrat. Deci facem paranteza și vom avea că Z la 4 este 4 minus 8 minus 4Z pătrat plus Z pătrat. Observăm că putem să efectuăm această operație și atunci avem z la 4 -a egal cu 4, putem să o facem și pe aceasta, 4 minus 8 este minus 4, minus 3z la puterea a doua. Acum noi observăm că trebuie să ne formăm o fracție cu numitorul z pătrat. Ar fi ideal și de fapt asta vom face, să împărțim relația la z pătrat, pentru că în felul acesta ne obținem 4 supra z pătrat, exact ce ne interesează. Însă trebuie să ne asigurăm că z-ul nu poate fi 0. Și atunci, dacă facem o simplă verificare, dacă mergem să-l înlocuim pe z cu 0, avem 0 la pătrat plus 0 plus 2 egal 0. 2 egal 0 este o relație falsă. Asta înseamnă că în mod obligatoriu noi știm că z este diferit de 0, ceea ce înseamnă că z pătrat va fi diferit de 0. Cu alte cuvinte, eu pot să împart relația la z pătrat pentru că m-am asigurat că z este diferit de 0. Dacă nu știam că z este diferit de 0, atunci ar fi trebuit să luăm pe cazuri ce s-ar întâmpla dacă ar fi 0, ce s-ar întâmpla dacă ar fi diferit de 0 acum Z la 4 împărțirea la Z la 2 este Z la 2 egal cu minus 4 supra Z pătrat minus 3 pentru că Z pătrat se reduce cu Z pătrat observăm că doar trebuie să mai mutăm această fracție în partea stângă și vom obține Z la puterea a doua plus 4 supra Z la puterea a doua, egal cu minus 3 exact ce trebuia să demonstrăm mergem mai departe la exercițiul al doilea se consideră funcția f definită pe r cu valori în r, unde f de x este partea fracționară a lui 2x. Și acum trebuie să arătăm că f de x plus 1 pe 2 este f de x oricare ar fi x un număr real. Interesant exercițiu, dar pentru a-l rezolva trebuie să știm ce înseamnă partea fracționară a unui număr. Și atunci o să vă reamintesc câteva lucruri esențiale referitoare la partea fracționară a unui număr. În primul rând, pentru un număr x, dacă vrem, noi putem să calculăm partea întreagă a lui, pe care o notam între paranteze pătrate, sau partea lui fracționară. Partea întreagă a unui număr este întregul mai mic decât numărul respectiv, întotdeauna, iar partea fracționară este diferența dintre număr și partea lui întreagă. Ca să înțelegeți mai exact, să spunem că avem numărul 1,5. Partea întreagă a lui 1,5 este. 1 pentru că el este mai mare decât 1. Cu alte cuvinte, vecinul mai mic decât el este 1. Iar partea lui fracționară este diferența dintre număr și partea lui întreagă. Cu alte cuvinte, trebuie să facem diferența dintre 1,5 și 1 și vom obține 0,5. Dacă mergem la numere negative, să spunem că avem minus 2,7. Să vedem partea întreagă și partea fracționară. Noi știm, o să scriu aici și o să șterg. Minus 2,7 este între minus 3 și minus 2. Asta înseamnă că partea lui întreagă este minus 3, pentru că e vecinul din stânga. Dacă vrem să calculăm acum partea fracționară, trebuie să efectuăm scăderea dintre număr și partea lui întreagă. Cu alte cuvinte avem minus minus 3. Asta înseamnă că avem minus 2,7 plus 3. Cu alte cuvinte, partea fracționară a acestui număr este 0,3. Sper că acum v-am reamintit. Și atunci, haideți să ștergem și să scriem câteva proprietăți referitoare la partea fracționară a unui număr. După cum, ați după cum ați putut observa, partea fracționară nu a ieșit un număr negativ nici în cazul numărului negativ, pentru că întotdeauna partea fracționară a unui număr este mai mare egală decât 0 și mai mică decât 1. Niciodată partea fracționară nu poate fi 1, pentru că dacă vorbim de 1, asta înseamnă că nu avem parte zecimală. Poate fi 0 în cazul în care avem un număr întreg. Cu alte cuvinte, partea întreagă a unui număr X este 0, dacă și numai dacă X este 0. X este număr întreg. Și bineînțeles dacă X este 0. Apoi, dacă noi avem partea fracționară dintre un x și un număr a, dar știm că a este un număr întreg, asta înseamnă că partea fracționară a lui x este de fapt, partea fracționară a lui x plus a este de fapt doar partea fracționară a lui x. Cu alte cuvinte, aul fiind număr întreg înseamnă că partea lui fracționară este 0. Cam acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le știți ca să rezolvați acest exercițiu. Și atunci, haideți să vedem cât este cu albastru f de x plus 1 pe 2. Vom merge în partea fracționară și îl înlocuim pe x cu x plus 1 pe 2 și avem 2 pe lângă x plus 1 pe 2. Desfacem paranteza și vom avea partea fracționară dintre 2x plus 2 ori 1 pe 2. Simplificăm și vom avea partea fracțională dintre 2x plus 1. Dar 1 este un număr întreg. Asta înseamnă că noi vom rămâne doar cu partea fracționară a lui 2x, aplicând proprietatea pe care am scris-o aici. Cu alte cuvinte, noi am obținut că, că f de x plus 1 pe 2 este egal cu partea fracționară a lui 2x. Asta nu înseamnă, de fapt, că f de x plus 1 pe 2 este chiar f de x. Foarte interesant exercițiu. Mergem mai departe la 3. Aveam 3 la puterea x plus 1, minus 3 la puterea x, egal cu 2 la puterea x plus 2, minus 2 la puterea x plus 1. Haideți să vedem ce putem să facem aici. E foarte important să observăm că avem baze diferite. Dacă avem baze diferite, de obicei se împarte astfel încât să avem o fracție cu numărător numitor diferit, dar cu același exponent să iasă o egalitate frumoasă. Pentru început putem să observăm că îl dăm un factor pe 3 la x în partea stângă. Pe lângă, din 3 la x plus 1, dacă îl dăm un factor comun pe 3 la x, rămânem cu 3 la 1. Minus, din 3 la x, dacă îl dăm un factor comun pe 3 la x, rămânem doar cu 1. Egal cu, în partea dreaptă, putem să dăm puterea cea mai mică și anume pe 2 la x plus 1. Din 2 la x plus 2, dacă l-am dat în factor comun pe 2 la x plus 1, rămânem cu 2 la puterea 1, adică 2, minus 1. Asta înseamnă că ecuația noastră se transformă în 3 la puterea x ori 2, Egal cu 2 la puterea x plus 1 ori 1, nici nu mai contează. Observăm că putem să-l aducem pe 2 cu operația de împărțire și vom obține că 3 la x este egal cu 2 la puterea x plus 1 împărțit la 2 la puterea 1. Asta înseamnă că 3 la x este egal cu 2 la puterea x, pentru că scădem exponenții. Acum, în mod clar, singura valoare pentru care are loc egalitatea este 0, pentru că 3 la 0 și 2 la 0 au aceeași valoare, însă pentru a fi și mai evident acest lucru, vom împărți la 2x, la 2 la x, pentru că noi știm că 2 la x e diferit de 0 și vom obține 3 la x supra 2 la x egal cu 1. Asta înseamnă, de fapt, 3 pe 2 totul la x egal cu 1. Singura valoare în care o funcție exponențială este 1 este 0. Cu alte cuvinte rezultă că x egal cu 0. Dacă facem o verificare simplă, când înlocuim pe x cu 0, rămânem cu 3 la 1 care e 3, 3 la 0 e 1 și atunci avem 2, apoi 2 la 2 e 4, minus 2 la 1 e 2 și atunci avem 2 minus 2, 2 egal cu 2, relația adevărată. Mergem mai departe la 4. Calculați probabilitatea că alegând un număr din mulțimea A, care e format de numere de la radical din 3 până la radical din 25, numerele 3, 4 și A să reprezinte laturile unui triunghi dreptunghic. Haideți să vedem ce înseamnă acest lucru. Să desenăm un triunghi micuț și drăguț, dreptunghic. să o notăm, nu știu, ABC. Pe care este cea mai cunoscută teoremă în triunghiul dreptunghic? Evident, teorema lui Pitagora, care ne spune că cateta 1 la pătrat plus cateta 2 la pătrat este egal cu ipotenuza la pătrat. Cu alte cuvinte, ca aceste numere să fie laturi pentru un triunghi dreptunghic, ar trebui să am suma a două dintre ele egală cu pătratul pentru latura a treia, pătratul celei de-a treia laturi. Acum, care sunt situațiile? Păi sunt situațiile în care 3 este ipotenuză, în care 4 ar fi ipotenuza și în care ar fi aul ipotenuza. Și atunci le vom studia pe rând. Avem dacă AC este 3, BC este 4 și AB să fie A. Din start, acest caz este fals, pentru că întotdeauna ipotenuza este cea mai mare, iar 3 nu e mai mare decât 4. Această relație este o relație falsă. Asta înseamnă că AC, ipotenuza nu poate fi 3. Mergem mai departe. Dacă AC ar fi 4, BC ar fi 3 și AB ar fi A. Cu alte cuvinte, ipotenuza să fie 4 și cele două catete să fie 3 și A. Și atunci, haideți să facem teorema lui Pitagora să vedem ce obținem. Avem A la pătrat plus 3 la pătrat egal cu 4 la pătrat. Asta înseamnă că a pătrat plus 9 este egal cu 16. Îl scădem pe 9 și obținem că a pătrat este 7, de unde rezultă că a este radical din 7, care aparține mulțimii a. Cu alte cuvinte, am găsit un caz favorabil, acela când a este radical din 7. Mergem mai departe să vedem ce se întâmplă în cazul în care avem ipotenuza egală cu a. Avem ABC, A, 3, 4. Și atunci avem 3 la a doua plus 4 la a doua egal cu A la a doua. Asta înseamnă că 9 plus 16 este A pătrat, de unde rezultă că A pătrat este 25, ceea ce înseamnă că A e radical din 25 și observăm că acesta face parte din A. Cu alte cuvinte, numărul cazurilor favorabile este de 2, pentru că am găsit doar două elemente care satisfac această condiție. Mergem mai departe să vedem câte cazuri posibile avem. Trebuie să calculăm câte numere sunt de la 25 la 3 și atunci cel mai simplu 25 minus 3 plus 1, 22, 22 plus 1, avem 23 de cazuri favorabile. Asta înseamnă 20 de cazuri posibile. Asta înseamnă că probabilitatea este raportul dintre numărul cazurilor favorabile și numărul cazurilor posibile, astfel încât probabilitatea va fi egală cu 2 supra 23. Mergem mai departe la 5. Avem ABCD un paralelogram și punctele M și N, astfel încât vectorul AM, este 1 pe 4 din AC, iar AN este 1 pe 3 din AB. Să se arate că punctele M și N -ă sunt coliniare. Să vedem cum facem asta. Sunt multe variante prin care am putea să facem această cerință. Eu o să încerc să vă prezint pe cea mai simplă din punctul meu de vedere. Nu este unica, fiecare poate să rezolve în orice variantă dorește. Eu îmi doresc să prezint o variantă cât mai simplă, cât mai frumoasă, pentru a fi utilă tuturor elevilor, chiar și celor care nu se descurcă atât de bine la matematică. Însă, repet, nu este singura variantă. Avem nevoie și de AC. Acum, trebuie să luăm un punct M, astfel încât vectorul la M să fie un sfert din vectorul AC. Cu alte cuvinte, să spunem că e undeva aici punctul M. Acum, pentru că punctele D, M și N trebuie să fie coliniare, cred că aș putea să fac felul acesta. Și aici avem punctul N. Și trebuie să arătăm că punctele D, M, N sunt coliniare. Lucrurile sunt foarte simple. Pentru a arăta că trei puncte sunt coliniare, trebuie să arătăm că avem doi vectori coliniari. Cu alte cuvinte, trebuie să avem un vector U în funcție de un vector V. Adică U egal cu alfa ori V. Asta urmărim. Să scriem, de exemplu, vectorul dm în funcție de vectorul mn sau vectorul dn în funcție de vectorul uh, dm și așa mai departe, în orice combinație posibilă. Nu contează. Important este să începem de undeva. Să spunem că am vrea să-l aflăm pe vectorul dm. Acum. Trebuie să rețineți că cei doi vectori pe care vrem să-i scriem unul în funcție de celălalt trebuie să fie descompuși în aceeași bază. Asta înseamnă că la final, când îl vei scoate pe dm și pe mână, de exemplu, trebuie să ajungi să ai acelea, aceiași vectori. Nu pot să am unul exprimat în funcție de AD și AB, iar celălalt în funcție de AC și BC, spre exemplu. Trebuie să fie exprimați în funcție de aceeași vectori și să fie înmulțiți cu un scalar, practic. Și atunci, dm, de exemplu, dacă îl aflăm în triunghiul ADM, dm este DA, plus AM. Ca să vă asigurați că ați făcut bine, urmăriți să se lipească aceste două litere întotdeauna. Acum, vectorul AM, știu ceva despre el în enunț. Știu că este 1 pe 4 din AK. Și avem mai departe de A plus 1 pe 4 AC. Trebuie să încercăm să scăpăm de vectorul AC, pentru că dacă ne uităm la A, el nu prea are legătură cu ak uh, AC-ul. Și atunci aș vrea să-l scriem pe AK ca o sumă dintre alți doi vectori. Avem două variante, fie aplicăm regula triunghiului, fie aplicăm regula paralelogramului și o să vă explic care este mai utilă. Dacă aplicăm regula triunghiului pentru vectorul AC, putem să-l scoatem în funcție de vectorul AB și BC. Dacă aplicăm regula paralelogramului, îl vom scoate în funcție de vectorul DA și de vectorul AB, ceea ce ne dorim și ceea ce cred că ar fi mai ușor pentru că noi deja avem în egalitate vectorul AD. Și atunci vectorul AC este suma dintre vectorii cu aceeași origine în punctul A, și anume AB plus AD. Haideți să desfacem paranteza și o să avem că DM este DA plus 1 pe 4 AB plus 1 pe 4 DA plus 1 pe 4 AD. Dar pe AD pot să-l scriu ca minus DA și atunci avem DA Minus 1 pe 4 de A plus 1 pe 4 AB. Aducem la același numitor, amplificăm cu 4 și atunci Dm va fi 4 de A minus 1 de A înseamnă 3 pe 4 de A plus 1 pe 4 AB. Vom lăsa în felul acesta și la final ne întoarcem să vedem la ce ne folosește. Acum. Așa cum am spus, trebuie să ne alegem noi un alt vector. Fie MN, fie de N, nu contează. Important este să fie unul din aceștia care să-l conțină în mod clar și pe N. Să spunem că vrem să-l aflăm pe mână. Cred că o să am nevoie de desen. Măcar micuț să-l avem aici. Îl voi lăsa așa. Acum, dacă vrem să aflăm vectorul anu, mână, așa cum spuneam, mână, trebuie să l exprimăm în funcție de doi alți vectori. Dacă lucrăm în triunghiul mic, în triunghiul AMN, putem să spunem că vectorul MN este, spre exemplu, suma dintre MA și AN. V-am spus cum vă verificați, Literele acestea trebuie să se lipească. Și acum, noi știam despre vectorul M că este 1 pe 4 din aK. Asta înseamnă că MA este minus 1 pe 4 AC, iar vectorul AN era 1 pe 3 din AB. Acum, dacă ne uităm la forma pe care o are vectorul mână, observăm că nu e în aceeași bază ca vectorul dm. Vectorul dm este în funcție de dA și AB, iar vectorul mn momentan este în funcție de AC și de AB. Singurul vector comun este AB-ul. Asta înseamnă că pe AC trebuie să-l transformăm și îl vom scrie ca sumă dintre AD și AB, cum am făcut și mai devreme. Și atunci avem minus 1 pe 4 pe lângă AD, plus AB plus 1 pe 3 AB. Desfacem paranteza și subținem că MN este minus 1 pe 4 ori AD, înseamnă de fapt 1 pe 4 DA și am preferat să fac transformarea aceasta pentru că DM era tot în funcție de vectorul DA. Mai departe vom avea minus 1 pe 4 AB, am lăsat AB pentru că și aici avem tot AB, Plus 1 pe 3AB. Aducem la același numitor. Putem să le amplificăm cu 12. Să aducem la numitorul 12. Amplificăm cu 3 și cu 4. Și atunci vom avea mână. Egal cu 1 pe 4DA. Minus 3AB. Da, haideți să nu fac direct. Minus 3 pe 12AB. Plus 4 pe 12AB. O să însemne de fapt că mână este 1 pe 4 DA minus 3 pe 12 plus 4 pe 12 înseamnă de fapt 1 pe 12 AB. -b. Acum, cred că o să fac o pagină nouă, sau pot să scriu aici. Să mai punem o dată cap la cap relațiile. Aveam așa, DM egal 3 pe 4 DA... plus 1 pe 4 AB. Apoi am arătat că MN este 1 pe 4 DA plus 1 pe 12 AB. Partea bună este că am ajuns în aceeași bază. Ambii vectori sunt în funcție de AB și de DA. Să nu uităm vectorii. Acum, problema este că trebuie să reușim să arătăm că unul este în funcție de celălalt. Trebuie doar să mai lucrăm la coeficienți. De exemplu, dacă eu vreau să obțin același coeficient la AD, la DA. Observ că în prima relație îl avem pe 3. În schimb, în a doua nu-l avem pentru că avem doar 1 pe 4. Asta înseamnă că eu pot să-l dau un factor comun pe 3 și în felul acesta obțin 1 pe 4 de A. Și m-am asigurat că primul vector este la fel, și mai mult are și același coeficient, ceea ce o să mă ajute foarte mult. Acum, mergem mai departe, plus, din acest 1 pe 4, dacă noi dăm factor comun pe 3, cu alte cuvinte împărțim la 3 pe 1, care nu obținem 1 pe 4 și 1 pe 3, care înseamnă 1 pe 12? Și atunci avem 1 pe 12 AB, care de fapt, ia uitați-vă, nu e fix vectorul de mai jos, și atunci, din astea, rezultă că dm este de 3 ori mn. Asta înseamnă că punctele d, M și n sunt coliniare. Mergem mai departe la exercițiul 6. Avem un triunghi ABC și trebuie să arătăm că. E un triunghi, știm că e un triunghi oarecare și trebuie să arătăm că întotdeauna cus de A e mai mic decât 1 pe 2 pe lângă. AB supra AC plus AC pe AB. Bineînțeles, sunt multe variante prin care putem să demonstrăm această inegalitate. Eu o să vă prezint pe cea pe care o consider eu puțin mai ușoară. Însă, înainte de asta, haideți să reamintim teorema cosinusului. Să spunem că avem un triunghi, pentru că e clar că trebuie să folosim teorema cosinusului de vreme ce se spune ceva de cosinus. Teorema cosinusului ce spunea? Haideți să vedem mai întâi să notăm laturile latura opusă unghiului A este A mic, latura opusă unghiului B este B mic, latura opusă unghiului C este C mic. Și atunci, dacă vrem să scoatem cos de A, începem de la latura opusă unghiului A, adică A mic la pătrat, egal cu B pătrat plus C pătrat, minus 2BC ori cos de A. Haideți să vedem dacă putem să aplicăm această formulă aici, să încercăm să ne construim această formulă. În primul rând putem să aducem la același numitor în paranteză. Amplificăm cu AB și cu AC. Asta înseamnă că vom avea cos de A mai mic decât 1 pe 2 ori AB pătrat plus AC la pătrat totul pe AC ori AB. Făcând înmulțirea dintre cele două fracții, vom avea că cos de A e mai mic decât AB pătrat plus AC pătrat totul supra 2 ABAC. Putem să înmulțim relația cu 2ABAC, și nu trebuie să schimbăm sensul inegalității, pentru că produsul lor este un număr pozitiv, având în vedere că vorbim despre niște lungimi de laturi. N-are cum să fie ceva negativ. Și atunci vom obține că 2AB ori AC ori cos de A e mai mic decât AB pătrat plus AC pătrat. Haideți să mutăm acest număr în partea dreaptă. Cu alte cuvinte avem 0 mai mic decât AB pătrat plus AC pătrat minus 2 AB AC ori cos de A. Și acum să ne uităm la ce am obținut. Păi, cine este AB la pătrat? Nu este C-ul? Haideți să scriu deasupra. Acesta este C-ul la pătrat. Apoi AC la pătrat este B-ul. Apoi avem 2BC ori cos de A. Nu este chiar Teorema de mai sus și atunci mai scriem încă o dată ce am obținut și anume că 0 mai mic decât AB la pătrat plus AC la pătrat minus 2ABAC oricost de A. Apoi scriem teorema cosinusului, și anume faptul că BC la pătrat este AB la pătrat plus AC la pătrat minus 2ABAC oricost de A. Și atunci înlocuind membrul drept cu BC la pătrat, obținem că 0 e mai mic decât BC pătrat. Cu alte cuvinte să scriem bine ordonată. BC pătrat e mai mic decât 0, iar această relație este adevărată, indiferent de tipul triunghiului, pentru că întotdeauna... Într-un triunghi, laturile sunt pozitive. Mai mult, e un pătrat perfect, clar e pozitiv. Avem toate motivele să justificăm că această inegalitate este adevărată. Dacă aceasta este ina Adevărată rezultă că cos de A, adică inegalitatea de la care am plecat, este mai mic decât 1 pe 2, pe lângă AB pe AC plus AC supra AB.